Dragi telespectatori, bine v-am găsit la o nouă lecție de arta succesului. Așa cum v-am promis, vă fac o surpriză deosebită. Vă prezint la lecția privind caracterul un om de un caracter integru. Am plăcerea deosebită de a vi-l prezenta pe general doctor inginer Dumitru Dorin Prunariu, primul nostru cosmonaut. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Și dacă nu mă înșel, 103-lea cosmonaut din lumea noastră. Este adevărat. Este adevărat. L-am prins între două călătorii, între două activități, deoarece dânsul are și acum funcții foarte importante, are activități foarte importante pe linie de cercetări aerospațiale, pe linie de protecția activității în cosmos și așa mai departe. Domnul Dorin Prunariu are foarte multe titluri, nu le pot înșira pe toate. Este academician la mai multe academii, este membru de onoare a Academiei Române, este președintele Asociației Exploratorilor Spațiului Cosmic. Exploratorilor Spațiului Cosmic, ASE. Da. La nivel mondial a participat în diferite activități ale ONU pentru elaborarea documentației și reglementărilor privind apărarea spațiului cosmic. Da, împotriva fenomenelor naturale, asteroizi, deșeuri cosmice, vreme cosmică, radiații. Vă mulțumim în primul rând că v-ați făcut timp să veniți și pe la noi. Să știți că eu am făcut un sondaj de opinie pe internet să vedem ce gândește lumea despre dumneavoastră. Tinerii s-au bucurat foarte mult să afle despre dumneavoastră câte ceva din această carte, Dumitru Dorin Prunariu, biografia unui cosmonaut scrisă de doamna Anie Muscă și apărută la editura Adevărul. E o carte care se citește pe nervi suflate, eu am citit tot la un capăt, la altul, fără să dorm. Este o picătură din oceanul de viață pe care l-ați trăit și pe care încă îl trăiți și îl veți trăi mult timp pentru că sunteți o sănătate de fier, așa cum vedeți. Încercăm să o îmbunătățim acolo unde mai scârție. M-a bucurat mult că alături de dumneavoastră la aventura spațială vin americani, ruși, indieni, sirieni și asta îmi spune mie că o bârfă urâtă care spune domnule Prunariu a fost cosmonaut româno-sovietic. Nu este adevărat. Care este adevărul la prima? Domnul Coruț, în perioada pregătirii eu am fost ofițer român îndeplinind o misiune în străinătate. Eram ofițer în cadrul Comandamentului Aviației Militare, am fost selecționat pentru acest zbor cosmic și am fost trimis în misiune în Orășelul Stelar, lângă Moscova, pentru a mă pregăti și a îndeplini, a duce la capăt această misiune. Am fost doi ofițeri, de fapt. Eu eram locotenent major atunci, Dumitru Dediu era major și amândoi ne-am pregătit timp de 3 ani, intens, pentru această misiune cosmică. În final s-a tras linia, s-au adunat rezultatele, s-a decis cine zboară în cosmos. Deci până când m-am întors în țară, eu am avut de îndeplinit această misiune. Că am îndeplinit-o foarte bine, că m-am pregătit foarte bine, că rezultatele au fost deosebite la învățătură. Acesta a fost contribuția mea, într-un fel, și a cunoștințelor acumulate până atunci, pe care am putut să le pun în valoare în cadrul acestei pregătiri. Deci, domnule general, alături de dumneavoastră au fost pregătiți acolo francezi, indieni, sirieni. Deci, noi am făcut parte din a doua grupă a programului Intercosmos. Programul Intercosmos, pentru toată lumea, trebuie să știe, a fost un program internațional inițiat de Uniunea Sovietică atunci pentru a dezvolta capacitatea de cercetare științifică și instituțională în fostele țări socialiste, astfel încât nivelul cercetării să se ridice cel puțin la nivelul țărilor vestice. Era o competiție
Este de înțeles ce s-a întâmplat în acea perioadă a războiului rece, dar o competiție care a creat instituții și a format specialiști, a căror experiență este foarte apreciată și în ziua de astăzi și mulți, după 1990, au emigrat în străinătate, normal că în vest, nu în est, și își continuă activitatea pe această linie, fiind foarte apreciați. Deci, deschiderea noastră de după 1990 către Agenția Spațială Europeană, către colaborarea cu Statele Unite, cu alte țări vestice, a fost o evoluție normală la nivelul de dezvoltare științifică și instituțională pe care îl dobândise România într-un anumit context istoric dat. Deci, în cadrul acestui program Intercosmos, au fost constituite două grupe în care experimentele științifice evoluate deja să poată fi executate de către oameni în spațiul cosmic. O primă grupă care a început pregătirea în orășelul cosmonauților de lângă Moscova în 1976 a fost constituită dintr-un doi reprezentanți din Ceoslovacia de atunci, din doi din Polonia, doi din Germania de Est. După aceea, în momentul în care ei au ajuns să fie pregătiți să zboare în cosmos, în anul 1978, ei au zburat pe rând, în martie, mai, iunie, cam așa, ceva, a început pregătirea o a doua grupă Intercosmos, din care a făcut parte și România. Ei, a doua grupă Intercosmos a fost aleasă dintre țările partenere de atunci și au zburat în cosmos în ordinea alfabetului limbii oficiale din programul Intercosmos, limba rusă. Dacă primii au fost aleși din motive politice, obligațiile mari ale Uniunii Sovietice față de Cehoslovacia, să nu uităm că a fost invadată în 1968, față de Polonia, să nu uităm de Katyn, de uciderea ofițerilor armatei poloneze de către NKVD, da. Să nu uităm de faptul că Germania de Est era avanpostul militar de apărare al țărilor din pactul de la Varșovia. Exact, pactul de la Varșovia. Deci față de ei avea obligații politice mari Uniunea Sovietică, față de ceilalți avea, să spunem, obligații egale într-un fel și atunci am fost distribuiți în ordinea alfabetului rusesc. Astfel au zburat pe rând cosmonauți din, în a doua grupă Intercosmos, Bulgaria, Ungaria, Vietnam, care a venit ulterior în pregătire, dar a zburat în ordinea alfabetului, Cuba, Mongolia și România. Să nu uităm că alfabetul rusesc are altfel distribuite literele decât alfabetele latine. Exact, A, B, V, G, D și mai departe. Da. Deci România a fost ultima țară care a zburat în cadrul acelui program din a doua grupă Intercosmos în anul 1981. Am fost al 11-lea stat, incluzând URSS-ul de atunci și Statele Unite ale Americii, care au avut cosmonaut propriu, eu fiind al 103-lea din lume care am zburat în cosmos timp de o săptămână. Cât din ce am citit în această carte, rezultă că dumneavoastră executați numai ordinele cu caracter politic venite din țară, din România, și refuzați orice alt ordin. De exemplu, în momentul invadării Afganistanului, toți au primit, toți candidații la zbor au primit ordin să înfiereze afganii care se opuneau invadării, deci aici, și să luați o atitudine mai pașnică. Iar dumneavoastră, influențați din țară, nu v-ați prezentat la această activitate. Deci, dumneavoastră, cu formațiunea militară pe care o aveți, merge strict la ordine. Da. Deci, în momentul în care rușii au invadat Afganistanul în 1979, am fost invitați toți reprezentanții țărilor socialiste de atunci la o ședință, nu i s-a spus de partid, dar era o ședință de partid organizată de structura militară din orășelul cosmonauților pentru a ne manifesta aderarea la acțiunea Uniunii Sovietice, explicându-ni se că dacă nu intrau ei, intrau americanii, că se întâmplă altceva, etc., etc. Deci, noi fuseserăm trimiși acolo strict pentru pregătire tehnică, nu pentru a lua vreo atitudine politică sau pentru a fi implicați în activități politice sau de partid. Sau informative. Sau informative. Și atunci, noi, normal, am sunat imediat ambasada de la Moscova, iar ambasada ne-a spus clar, atașatul militar, căruia eram subordonat
coordonați direct ca ofițeri români în străinătate, să nu participăm la nicio activitate care nu are legătură directă cu pregătirea noastră tehnică pentru a zbura în cosmos. Și nu am participat. România atunci a fost singura care nu a participat în orășelul stelar. Această... Și cum v-au privit? Și normal, câteva zile după aceea ne-au privit cu ochi foarte răi, se uitau urât pe stradă la noi. Cum de n-am luat și noi atitudine față de politica lor? Erau foarte pătrunși de acea politică. Erau convinși că aceasta este unica și cea mai bună politică din lume. Așa cum de altfel orice ofițer este convins de către armata lui că ceea ce face este cel mai bine. Da. Este adevărat. Dar noi eram pentru alte scopuri acolo. În timp s-au diminuat toate aceste atitudini de opoziție împotriva noastră și am reintrat în programul de pregătire normal, rămânând aceiași buni prieteni cu cei cu care ne pregăteam și cu care colaboram în continuare acolo. Domnule general, doctor inginer, să vă spun rezultatele sondajului meu. Vă rog. Mai mult de 35.000 de persoane au vizitat site-ul. Nici unul nu va acuzat de niciun fel de fapte de corupție sau fapte reprobabile, majoritatea v-au descris caracter integru, de aceea la lecția despre caracter v-am ales pe dumneavoastră material didactic. Mulțumesc. Modest, inteligent, cult, fiind diplomat, bine orientat și patriot. Da. Unii au sugerat că ați putea media foarte bine între cele trei superputeri de care pinde soarta europenilor, respectiv Uniunea Europeană, Statele Unite și Rusia, întrucât aveți relații la nivel înalt în toate aceste state, inclusiv pe linie politică, că cosmonauții sunt respectați în toate țările lumii. Ba chiar unii au sugerat că un președinte ideal ar fi dumneavoastră, deoarece ar fi absolut imparțial. Nu știu cum vă simțiți când vedeți că neamul dumneavoastră vă recunoaște meritele la nivel populație, că la nivel conducere am văzut că începând din socialism ați primit decorații, ordine, medalii, dar a fost împins cumva în planul 2. În planul 1 la noi apar politicienii, chiar dacă de cei care după ce fură 10 milioane de euro își fac 5 cruci, se jură și scapă de urmărirea penală. Domnule Coruț, aici, din punctul meu de vedere, este o problemă de principiu. În primul rând, eu sunt român, am rămas român, voi rămâne român și voi rămâne atașat acestei țări în care m-am născut, am crescut, am fost educat. De aici am plecat și am avut realizările pe care le-am avut și m-am întors tot aici. Și consider că în continuare pot să contribui la promovarea unei imagini adecvate, pozitive a României, cel puțin în domeniul meu de activitate. Este adevărat că o perioadă, nu lungă, am fost și ambasador în Federația Rusă, s-a schimbat spectrul politic, am fost considerat de altă parte. Eu, efectiv, în afară de o perioadă scurtă, în 2008, când am fost candidat la Senat din partea PSD-ului, atunci PSD-ul m-a găsit primul, corespundea cu unele principii pe care le aveam. Am fost tras în piept de propriul partid atunci, pentru că s-au dorit doar numărul de voturi pe care mi-au fost aduse și nu persoana mea să ajungă în Senat. La fel, pe o altă parte, alături de doctorul Vladimir Ciurea, care a candidat pe altă jumătate de municipiu Brașov la Senat, s-a întâmplat același lucru. Alții trebuiau să ajungă, dar să utilizeze voturile acumulate de noi pentru a aduce mai multe procente PSD-ului. Ne-am lămurit în a doua zi după ce s-au încheiat alegerile și am renunțat la orice afiliere politică și la orice implicare politică în activitățile de aici. Activitatea politică, vrem nu vrem, în România și în multe țări din estul Europei, așa s-a întâmplat, a devenit o activitate suficient de murdară și suficient de compromițătoare pentru persoane care vor să o facă corect, care vor să o facă din principii. Aici
intri într-un partid, asculți de ordine. Ordinele sunt date de sus și trebuie să urmezi o anumită linie care uneori încalcă principiile tale, indiferent din ce partid faci parte. Atunci am decis să îmi folosesc personalitatea, să îmi folosesc imaginea pe care mi-am construit-o în timp, strict pe linie profesională și să-mi aduc un aport, o contribuție deosebită României prin această imagine și prin această activitate, în care mi-am construit un nume pe plan internațional, fac parte sau conduc diverse organizații internaționale, am capacitatea de a echilibra multe lucruri legate de Est și Vest, vorbesc engleză, rusă, franceză și este un bun lucru să te înțelegi în limba proprie a cuiva cu el și alt lucru să folosești o limbă intermediară care uneori nu este foarte agreată. De exemplu, francezii preferă limba lor națională, franceza. Germanii la fel. Germania la fel. Din păcate, germanul nu cunosc, dar... N-ați învățat germană? V-ați născut în orașul celor șapte? Am făcut 4 ani în liceu, dar nepracticând, neutilizând limba, am pierdut-o. Deci, foarte puțin înțeleg, dar nu pot să spun că mă exprim coerent în limba germană. Apropo de Federația Rusă, am fost ambasador în Federația Rusă, erați cel mai potrivit, întrucât rușii vă agreau datorită faptului că a zburat alături de Leonid Popov în acea misiune, în misiunea Salut 40, pentru întâlnire cu Salut 6 și Salut 4. Saiuste 4 era nava cosmică a echipajului de bază care se afla deja acolo. Apropo de contrabanda cu Leonor. Dragi telespectatori, ceva umoristic. Citind cartea, la un moment dat am început să râd cât sunt eu de sobru din fire. S-a întâmplat o chestiune. Vedem prin filme pirați astrali care fac contrabandă, fură, jefuiesc și mai departe. Când domnul general Prunariu împreună cu Leonid Popov a urcat pe Saiuz 40. Soția unuia din cosmonauți aflați în bază i-a rugat să ia niște ceapă pentru soțul ei, pentru că era mare mâncător de ceapă. Ceapă verde. Și era contra regulamentelor. În orice caz, ceapa a fost palmată de român. Dovadă că românul este mai descurcăreț în treaba aceasta. Ne-au pus-o în mână, zice, ia-o tu. Ce se întâmplă? Singura persoană care are acces la echipaj direct până la rampa rachetei este medicul de echipaj. Iar medicul de echipaj este o persoană pe care o cunoști de ani de zile, a contribuit la pregătirea ta. Popov era vecin cu el în orășelul cosmonauților și Dia Ivan, medicul de echipaj, care avea o servietă cu echipament medical în caz de, oricum, era standard să o poarte cu el. Înainte să ieșim să ne urcăm în rachetă, a deschis servieta, a scos învelit în ziar un mănunchi de ceapă verde, zice, băieți, nevasta lui Volodea mi-a dat ordin să-i o trimiteți sus, că vrea neapărat să mănânce ceapă verde. Luați-o! Popov s-a uitat la mine, el avea buzunarele pline cu alte chestii care le duceam noi în cosmos și tu ai un buzunar liber, bagă-te un buzunar. Ce era să fac? Am luat-o repede, am îndesat-o într-un buzunar în care trebuia să-mi pun o mănușă a scafandrului cosmic, mănușa mi-am pus-o pe mână și buzunarul acela a rămas plin de ceapă. Deci, când am ajuns sus, i-am dat-o lui Volodea, zic, de la nevastă ta. În istoria cosmonautilor sunteți primul contrabandist de ceapă. Haideți să-i spunem în ghilimele contrabandist. Apropo de Federația Rusă, pentru că suntem într-o situație neplăcută. Eu nu spun că suntem chiar în război rece, nu spun că suntem într-o situație disperată. E situația dintre ruși și ucrainieni care ne afectează și pe noi, că suntem europeni. O situație neplăcută în Europa. Dumneavoastră l-ați cunoscut pe Vladimir Putin? Da, l-am cunoscut, sigur. Și ne-am întâlnit de câteva ori în cadrul unor activități oficiale la Moscova. Cam cum l-ați descrie pentru noi, cei care îl privim, unii cu răutate, unii cu dușmănie, unii cu nedumerire, unii cu deziluzie, pentru că noi l-am considerat un deschizător de drumuri europene. Eu cel puțin știam clar că își pregătește Rusia pentru aderare la Uniunea Europeană pe termen îndelungat. N-a fost chiar așa.
Pentru că ați deschis discuția vis-a-vis de Uniunea Europeană și Rusia, chiar în perioada în care am fost ambasador, se negociau anumite domenii de activitate în care să se acordeze ceea ce se întâmplă în Rusia cu ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Dar Rusia a privit totdeauna Uniunea Europeană nu ca pe un partener în cadrul căruia se intre, ci pe un partener egal cu ea, cu care negociază și reușește să ajungă la un agreement între Rusia ca entitate și Uniunea Europeană ca altă entitate. Niciodată nu s-a pus problema din punct de vedere al Federației Ruse ca Federația Rusă să devină unul din statele Uniunii Europene, ci un partener de negociere, dar mie mi se de împărtășirea pare unor principii pe anumite domenii de activitate. Mie mi se pare logic. La dimensiunea Rusiei și la implicațiile politice pe care le are, la dimensiunea regională acum, globală în trecut, normal că pretențiile Rusiei sunt de această natură. Și nu cred că Uniunea Europeană ar dori să aibă integrată în ea o putere atât de mare ca Federația Rusă, care în interiorul Uniunii Europene să-și impună niște puncte de vedere strict naționale sau proprii, care uneori nu corespund anumitor interese ale Uniunii Europene. Eu am văzut un curent filo-european. În 1991 am fost ca ziarist la Moscova, singurul ziarist român de la Express Magazine, de la domnul Cristoiu. Uh-huh. Și vedeam că intelectualii, tineretul, voiau în Uniunea Europeană. Știți ce se întâmplă? Foarte mulți cetățeni ai țărilor din Estul Europei vor în Uniunea Europeană pentru a dobândi pașapoarte ca să poată să călătorească liber în Uniunea Europeană. Deci am mulți cunoscuți în Republica Moldova. Sunt doctor honoris causa al Universității Tehnice din Chișinău. Am avut ocazia să mă întâlnesc cu diversi oficiali în Republica Moldova, dar și cu oameni de rând. Vă spun, oamenii de rând nu înțeleg atât de mult avantajele unei colaborări economice între Moldova și Uniunea Europeană. Ce reprezintă integrarea din punct de vedere politic, al dezvoltării relațiilor, al dezvoltării economice. Eu o văd strict ca pe o posibilitate de a dobândi un pașaport pentru a călători în Europa fără viză. Deci, din păcate, la nivelul de jos al populației, așa este înțeleasă alipirea de Uniunea Europeană. Iar în Federația Rusă, de asemenea, foarte mulți ar dori să călătorească fără să stea la cozi interminabile, la ambasadele din spațiul Schengen sau din Uniunea Europeană, care nu sunt încă în spațiul Schengen, pentru a obține o viză să călătorească o anumită perioadă de timp în Uniunea Europeană. Deci, din păcate, acesta este nivelul de înțelegere al populației. Desigur, implicațiile politice, ale colaborării, ale implicării, ale aderării la Uniunea Europeană sunt cu totul altele, dar sunt mai puțin înțelese de populația din Est. Pentru că și propaganda care este făcută acolo nu este cea mai favorabilă Uniunii Europene. Dar atunci ziariștii scriau, țin minte că un mare scriitor de-al lor scria: Doamne, de ce nu l-a lăsat pe Napoleon să ne învingă, să intrăm și noi în Europa? Deci tendința lor, sentimentele lor sunt europene. Să nu le generalizăm. Sunt grupuri, oameni cu anumite educații, cu anumite experiențe, unii în vestul Europei, unii în Rusia, unii sunt foarte naționaliști, care nu doresc deloc această mai aderare, unii sunt pro-europeni. Inclusiv deci, microbul imperial, hegemonia. Microbul imperial a rămas întotdeauna, cred, în gena... Cel puțin de la ridicarea de sub Petru I. Eu am fost întrebat odată de un diplomat la Viena în cadrul Organizației Națiunilor Unite, zice, de ce ți-ar fi mai frică de revenirea la comunism sau la socialism în Federația Rusă sau transformarea ei într-un imperiu condus de un împărat? Mi-a fost greu să răspund, am zis, știi, poate e mai rău dacă se reîntoarce socialismul. Și a zis, nu, este același lucru, pentru că Rusia din totdeauna a fost condusă de un dictator, așa zis, împărat. Deci, rușii au un gen al lor, într-un fel, explicată de ei. Deci eu nu mi-am exprimat o opinie deschisă în legătură cu acest lucru. Deci chiar explicat de ei. Necesitatea de a fi conduși de un țar. De o mână forte. Ei totdeauna au respectat mâna forte. Și asta s-a transmis din generație în generație.
Să nu uităm că și perioada lui Lenin, lui Stalin. Și idolii, da. Ei idolatrizează... Ai tuturor primilor secretari ai Partidului Comunist, fie că a fost Brejnev, chiar Andropov, Cernenko, imediat scurt timp după aceea. Iar acum președintele Putin este o mână forte care conduce o țară. Și ei sunt obișnuiți să fie conduși de mână forte. Desigur, în acest context, pentru că democrația se răspândește, economia de piață s-a răspândit și ea și a creat noi germeni pentru a dezvolta democrația în această țară. Există forțe de opoziție, forțe care acționează uneori mai puternic, uneori mai puțin puternic, pentru a institui un adevărat regim democratic, așa cum este el înțeles în vest. Dar rușii promovează de multe ori o așa numită democrație proprie, o numesc. Ei, ce se înțelege prin această democrație proprie se vede pe plan internațional. După părerea dumneavoastră, se vor liniști conflictele dintre Rusia și Ucraina fără a se ceda teritoriul ucrainean? Îmi e greu să spun. Îmi este greu să spun. Nu, nu aveți informații. Nu e vorba de informații, dar analizând spectrul geopolitic, analizând evoluția în această țară, analizând ceea ce promovează noul președinte, domnul Poroșenko, care are legături foarte bune cu Federația Rusă pe linii de afaceri. Este un miliardar care poate să controleze nu numai politic, poate să aibă o influență economică prin propria persoană și propriile afaceri în relațiile dintre Rusia și Ucraina. Probabil că lucrurile se vor liniști. După cum vedem acum, au început să se liniștească în Slaviansk, s-au ajuns la niște înțelegeri. Forțele naționaliste ruse din zona respectivă sunt din ce în ce mai limitate în acțiuni. Armata ucrainiană, mă rog, ocupă poziții de control asupra acelei regiuni. Deci toate acestea duc totuși în final la înțelegerea faptului că în Ucraina lucrurile se vor stabiliza. Dar să nu uităm că din punct de vedere geopolitic, m-ați adus în această sferă de activitate părăsind cosmosul, Revenim la cosmos după pauză. În acest context internațional, Rusia a considerat întotdeauna că are nevoie de zone buffer între ea și statele NATO, statele Uniunii Europene. Și atunci Ucraina a fost o perioadă lungă, o zonă de buffer, o zonă de tampon foarte bună. Ei, în momentul în care Ucraina ar fi semnat tratatul de aderare la Uniunea Europeană și ar fi început niște procese politice în interior de transformare, Rusia ar fi pierdut această zonă buffer. Și atunci s-a întâmplat să se pornească toată această acțiune de destabilizare în Ucraina și rușii vor dori, în mod sigur, să aibă o zonă de control, o zonă în care să nu fie în tangență directă cu statele NATO sau cu statele Uniunii Europene. Ei, pe lângă aceasta vedem totuși alte evoluții. Republica Moldova a semnat tratatul cu Uniunea Europeană. Georgia l-a semnat. Da. Deci țări în care influența rusă este încă destul de mare. Dar noi trebuie să înțelegem și rușii ar trebui să înțeleagă că se pot găsi căi de cooperare, căi de bună înțelegere, căi de dezvoltare a unor relații favorabile și pașnice, chiar dacă ar avea tangență directă cu anumite state. Desigur, poate și politica NATO ar trebui oarecum adaptată unor noi condiții și politica internă a Rusiei ar trebui adaptată. Care să medieze între cele trei forțe. Ei, vedeți, asta, pentru a ajunge să medieze, trebuie un suport politic puternic. O scurtă pauză de publicitate. După o scurtă pauză, reluăm discuția de data asta despre spațiul cosmic. Vrând nevrând a trebuit să vă cer opinia și în probleme politice, deoarece sunteți o personalitate de care lumea ascultă și pe care... M-ați provocat, să fiu sincer, și n-am putut să mă abțin. De care lumea ascultă și își poate face o părere mai corectă și mai completă. Suntem pe data de 14 mai 1981. Primul cosmonaut român este pregătit să zboare în spațiu cosmic pe nava Soyuz 40 împreună cu Leonid Popov. Cum vă simțeați?
cred că întrebarea ar fi mai bună cum am simțit cu o zi înainte de 14 mai. Pe 13 mai, deci. Pe 13 mai. Inițial zborul nostru fusese anunțat pe 11 mai, apoi pe 12 mai. A fost un weekend. Rușii au spus că în prima zi după weekend nu este bine să lanseze nave cosmice. Cei care lucrează sunt încă obosiți după weekend. Noi înțelegeam ce înseamnă obosiți acolo. Și în final a fost programat zborul pentru 14 mai, în care a fost o fereastră foarte bună de lansarea noastră pentru a putea efectua ulterior juncțiunea cu stația orbitală Salyut 6. Cu o zi înainte ni s-a dat liber. Până atunci totul a fost inclus într-un program foarte strict. Știam exact la ce oră, ce tip de pregătire avem, când avem masa, când avem odihna. Și eram antrenați de acest ritm al programului zilnic foarte bine calculat și studiat. Pe data de 13 ni s-a spus, astăzi sunteți liberi, faceți ce vreți. Și a fost foarte rău, pentru că ne-am ieșit un pic din acest ritm foarte programat și am început să ne gândim la de toate, inclusiv la ce urma să se întâmple pe data de 14 mai. Normal că știam că au fost și accidente, au fost și catastrofe cu nave cosmice. Cel puțin mie mi-au trecut prin gând și situații negre care s-ar putea întâmpla, dar în același timp aveam foarte mare încredere în cunoștințele acumulate și în tot antrenamentul pentru a face față situațiilor speciale pe care îl făcusem. Cam 80% din antrenament a fost făcut pentru a face față unor situații neprevăzute care apar în spațiul cosmic. În afară de aceasta, cunoșteam, cum se spune, la șurub, nava cosmică, laboratorul spațial și puteam oricând să acționăm, știam exact cum să cuplăm anumite sisteme, să le decuplăm în caz că apare dezermetizare, incendiu la bord sau orice altă situație. Această carte este bogat ilustrată, așa că cine o dorește să o caute neapărat. Dumitru Dorin Prunariu. Din păcate se găsește doar la librăriile Adevărul. Unui cosmonaut de doamna Ani Muscă. La librăriile Adevărul, să știți. Da, acolo unde mai există, au fost desfințate multe. Începând din copilăria cosmonautului și până la zi. Până acum 2 ani, practic, când a apărut cartea. Când ați fost invitat în Oceania, undeva, în Noua Zeelandă, Australia. În Australia. Inclusiv activitatea de ambasadoriat la Moscova, inclusiv activitatea în cadrul unor organizații internaționale. Deci să revenim la 14 mai. Da. Cu o zi înainte am avut emoțiile cele mai mari. Deci, efectiv, m-am simțit emoționat, eram furnicat, pur și simplu, de importanța evenimentului care urma să fie a doua zi. Deși am fost lansați seara, pe 14 mai, programul nostru planificat a început de dimineață. Cu micul dejun, îmbrăcarea costumelor de antrenament, transportarea la baza de lansare, acolo un anumit program de revizuire a activităților pe care le aveam de efectuat imediat după lansare, îmbrăcarea costumelor de scafandru cosmic, desigur prânzul, o grămadă de pregătiri medicale pentru a fi perfect izolați de orice influență, de microb, virus care ar fi putut să existe în jurul nostru, camera în care s-a efectuat acea îmbrăcare a costumelor de scafandru cosmic, a testării lor, camera din care am dat ultimele interviuri presei înainte de a fi lansați în cosmos, era sterilizată, inclusiv cu raze ultraviolete. Cei care ne acompaniau și care aveau tangență cu noi aveau măști pe față, deci niciun contact direct nu se mai permitea între noi și ceilalți, pentru a nu pentru a ne proteja neapărat pe noi. Noi stăteam o săptămână în spațiul cosmic. Dacă aveam o răceală ceva, reveneam înapoi. Dar era un echipaj de bază acolo care stătea deja de 2 luni, urma să mai stea puțin. Era foarte sensibilizat din punct de vedere al performanțelor medicale, pentru că oricum spațiul cosmic te influențează mult, îți slăbește rezistența organismului. Și era important să nu le transmitem noi lor anumiți virus, bacterii, în momentul în care ajungeam în cosmos. Deci, perioada de 14 mai, ziua respectivă, a fost încadrată într-un program atât de alert, intens, încât n-am mai avut timp să ne gândim la zborul cosmic propriu-zis cu implicațiile lui strict emoționale. Am intrat în nava cosmică, 2 ore înainte de lansare am stat în scaunele noastre, în fotoliile cosmice. Acolo am efectuat o serie de
activități legate direct de funcționarea unor sisteme practice ale navei cosmice, verificarea tuturor sistemelor înainte de lansare și a venit lansarea propriu-zisă. Aveam impresia că suntem în simulator. Totul era identic cu ceea ce s-a întâmplat de sute de ori în simulator. Abia în momentul în care a început dinamica, ridicarea navei cosmice, vibrații, suprasarcina, atunci îți dădeai seama practic că ești în zborul cosmic propriu-zis. Iar lansarea a durat 9 minute. Mai exact 8 minute 50 de secunde. După care ne-am trezit în imponderabilitate, într-o stare cu totul nouă, într-o stare în care aveam să trăim 8 zile și pe care aveam să o suportăm cu părțile ei bune și rele, pentru că imponderabilitatea nu este foarte favorabilă organismului uman, se produc numeroase transformări în el datorită lipsei gravitației și perioada acută de adaptare la imponderabilitate îți dă o stare acută de disconfort. Același lucru se întâmplă după ce revii din cosmos. Starea de adaptare la condițiile terestre, la gravitație, iarăși dă o stare de disconfort o perioadă relativ lungă de timp. Deci nu e ca în filme. Coboară de pe astronavă, strânge mâna, este chiar așa. Merg la dans, la petreceri. Probabil ați văzut multe filme sau înregistrări cu astronauții care coboară din naveta spațială și care coboară pe scara navetei, țanțoși. Ei bine, nu uitați că ei stau totuși cam 2 ore înainte de această coborâre în navetă, într-o poziție semi-orizontală în care atracția gravitațională din nou reactualizează niște procese din organism, le resetează pentru condițiile de gravitație. În același timp, acele persoane îmbracă niște costume în care partea de jos, pantalonii, sunt puternic strânși pe picioare pentru a lăsa o bună parte din sânge să meargă în partea superioară a corpului, să nu coboare în picioare datorită atracției gravitaționale. Și astfel, după vreo 2 ore, astfel îmbrăcați, pot să coboare relativ țanțoși pe scara navetei spațiale. Dumneavoastră ați avut foarte multe pasiuni și multe talente. Navomodelismul. Aeromodelismul, rachetomodelismul. Cântatul la chitară pentru... Am cântat în liceu, sigur. Pentru diferite fete și așa mai departe. Astronomia. Această știință pe care eu o admir din tot sufletul și pe care am învățat-o și eu la Școala Superioară de Ofițeri de Marină, a ajuns cenușăreasă acum. Este scoasă din programele școlare. Măcar un an de astronomie, dacă ar învăța pruncii noștri, ar vedea fel cu ochii, cu alți ochi universul, sistemul solar, planeta. Ce părere aveți despre scoaterea astronomiei din programa școlară în favoarea numai a unei religii? V-am întrebat o întrebare grea, da, dar și eu am răspuns la întrebări mai grele de atâta și să arătăm totuși că oamenii de știință privesc înainte. Domnul Coruț, în România se întâmplă un paradox. Pe de o parte s-a scos astronomia dintre materiile obligatorii din școală, pe de altă parte tineri români câștigă premii internaționale la diferite olimpiade de astronomie. Da. Deci dorința de a cunoaște universul, dorința de a cunoaște cine suntem noi în acest univers, de ce reprezintă Pământul, de unde venim, care ar putea fi eventual destinul nostru viitor. Toate acestea sunt foarte incitante pentru tineri, iar în cadrul unor cercuri de specialitate, în afara școlii, aceștia învață efectiv lucruri interesante despre univers și câștigă premii importante la olimpiade de astronomie. După părerea mea, cunoașterea universului, cunoașterea locului planetei noastre în univers, a evoluției ei, a posibilităților evoluții ulterioare, este un lucru esențial pe care trebuie să-l cunoască pământenii. Deci nu mă refer neapărat la națiunea română, pământenii în general, locuitorii acestei planete. Terani. Mai ales cei care au un anumit nivel de învățământ, de înțelegere a ceea ce se întâmplă în societate și în univers. Sau ne-am adaptat la sisteme diverse de învățământ care, pe de o parte, sunt bune, dar pe de altă parte au scos un anumit specific prin care noi ne remarcam în lume. Faptul că există tineri isteți, tineri bine pregătiți, care câștigă olimpiade internaționale la diferite materii, este un aspect, dar acestea sunt probleme punctuale. Da. Ei sunt grupuri restrânse,
Iar limitarea cunoașterii la nivelul unei generații întregi de elevi reprezintă altceva. Întotdeauna am considerat că elemente care să facă oamenii să înțeleagă ce reprezintă Universul, ce reprezintă planeta noastră, ce reprezentăm noi în acest context, sunt strict necesare pentru a fi cunoscute de o societate conștientă. Din păcate am fost transformați într-o societate de consum. O societate care să lucreze, o societate care să ia un anumit job în gust și să-l execute și care să nu filozofeze prea mult. Noi prin natura noastră am fost filozofi. Să nu uităm mari scriitori români care au dus literatura în filozofie. Să nu uităm de Eminescu, Blaga, care prin poeziile lui, Blaga, care prin poeziile lor au atins niște probleme filozofice esențiale ale omenirii, ale universului. Ei, probabil că unii consideră că nu mai este nevoie să avem astfel de genii și de oameni care să cunoască în profunzime aceste lucruri. Din păcate, transformarea într-o societate de consum a acestei societăți în care trăim a adus și pe linie de învățământ aceste neajunsuri. Dar, mă rog, eu consider că stă în puterea guvernului, a unui minister al învățământului, care să îmbine într-un fel echilibrat cunoștințele necesare pentru a înțelege cine suntem, ce reprezintă Universul, încotro ne îndreptăm și cum ne-am născut ca univers, ca planetă, ca oameni, și celelalte materii care sunt considerate necesare a fi cunoscute pentru a dezvolta niște activități practice din care ulterior să trăim, să avem un câștig și să putem supraviețui pe planeta aceasta. Telespectatorii sunt curioși dacă vreodată în viața dumneavoastră de cosmonaut sau de aviator, pentru că sunteți și aviator, sunteți general da, de aviație. Din aviație, sigur. Din aviație, ați întâlnit obiecte zburătoare neidentificate sau ce ne puteți spune despre acest subiect? Personal nu am întâlnit niciun astfel de obiect. Pe de o parte spun păcat că aș fi avut ce povesti, pe de altă parte n-am avut șansa să întâlnesc astfel de obiecte. Am avut în timp ocazia să întâlnesc diverse persoane serioase, profesioniste, care mi-au povestit... Inclusiv cosmonauți. Inclusiv cosmonauți, care mi-au povestit că au întâlnit fenomene greu interpretabile prin prisma fizicii pe care o cunoaștem noi pe Pământ. Obiecte care au însoțit nave cosmice, apoi au dispărut pe traiectorii total nestandard față de ceea ce știm noi din fizică, cum poate zbura un obiect în spațiul cosmic. Am întâlnit aviatori care mi-au povestit astfel de fenomene. Am întâlnit oameni normali, chiar cu anumite funcții, care au întâlnit în anumite zone unde locuiesc fenomene ciudate, interpretabile prin prisma acestei denumiri generice de OZN-ul. Da. După părerea dumneavoastră, ca om de știință, ca unul din cei mai cunoscuți oameni de știință din România, suntem singuri în galaxie? Nu, ar fi imposibil să fim singuri. Deci ar fi aberant să credem că suntem singurile ființe din univers. Că poate nu avem planete în sistemul solar pe care să existe viață sau să mai existe viață sau pe care să se nască viață în viitor, nu știu. Este o problemă, dar faptul de a considera că suntem singuri în univers care beneficiem de inteligență este aberant. Pentru că noi reprezentăm doar o mică părticică din galaxia noastră, Calea Lactee, o mică planetă dintr-un sistem stelar care ne aflăm undeva spre marginea galaxiei și există miliarde de astfel de sisteme stelare care au planete în jurul lor pe care în mod sigur pe unele dintre ele cel puțin s-au întrunit condiții favorabile de dezvoltarea vieții. Sub ce formă? Sub ce formă se manifestă acolo inteligența? Dacă ei sunt mult mai avansați decât noi sau se dezvoltă paralel cu noi sau au început să se dezvolte în urma noastră, asta este cu totul altă problemă. Dar în mod sigur există și alte ființe și alte inteligențe în univers. Cred că ați remarcat faptul că liderii religioși catolici au recunoscut existența extratereștilor și a vieții raționale în univers, atât prin personalitatea Papa Ioan Paul al II-lea,
care în fața unui copil a spus, da, există extraterestri, sunt fiii lui Dumnezeu, mai evoluați decât noi. Și de asemenea a apărut un interviu al directorului observatorului astronomic de la Vatican, fratele meu extraterestru, în care demonstra că există extraterestri și că nu suntem singuri în galaxia aceasta formată din câteva sute de miliarde de sisteme solare, dintre care mai multe zeci de milioane, cu condiții asemănătoare celui de la noi. Deci mi-este greu să comentez afirmațiile unor oficiale atât de înalți. Eu mi-am spus punctul meu de vedere și vis-a-vis de acesta, desigur, există numeroase deschideri și altor oameni bine pregătiți din punct de vedere științific. Desigur, domnule general, doctor, inginer, cine nu e de părerea mea nu este dușmanul meu, prima regulă, ci a doua regulă. Corect. Ar putea fi un bun partener de dialog pentru a ajunge la adevăruri. Indiscutabil. Deci, dacă eu m-am distanțat de religiile lumii, m-am distanțat din cauza maniheismului, care spune numai eu am dreptate. Nu, hai să discutăm, înaintăm, studiem, verificăm. Deci să nu uităm că există o convergență mare între descoperirile științifice de astăzi și conceptele religioase. Religia merge spre știință până la un anumit moment, iar știința merge spre a înțelege niște fenomene care sunt tratate mai mult pe linie spirituală de către biserică. Fizica cuantică a reușit să aducă multe clarificări în zona aceasta, haideți să-i spunem, transcendentală într-un fel, care transcende de la spirit la materie. Iar eu sunt convins că această convergență a celor două mari domenii care abordează partea materială și partea spirituală vor duce la lucruri pozitive, la o înțelegere mult mai bună și a spiritului uman, dar și descoperiri științifice care să-l explice într-un fel. Domnule general, ce șanse avem să studiem Luna în detaliu în viața noastră? Șansele sunt mari. Să nu uităm că programele lunare au fost reluate. E adevărat că nu cu oameni la bord. Să nu uităm că acum se plimbă pe Lună un modul chinezesc care a aterizat și care explorează suprafața Lunii. Pentru că am vorbit despre China, care are o dezvoltare în domeniul cosmic extraordinară, pot să vă spun că în anul 2020 au planificat să trimită un robot pe Lună care să aducă mostre lunare pe Pământ, care să fie analizate aici. De asemenea, sunt și alte programe de explorare a Lunii. Sunt un program american, de exemplu, promovat puternic de actualul administrator al NASA, care este și el astronaut, Charles Bolden Jr., care a zburat de 4 ori în spațiul cosmic, este de a capta un asteroid și a-l aduce pe o orbită circumlunară și de a trimite un echipaj uman care să-l exploreze în jurul Lunii, dar în același timp să studieze bine și Luna. Există multe programe de renoare explorării Lunii. Ridică inima, dezvoltă fantezia creatoare la copii, la tineri. De ce oare nu facem noi cluburi de astronautică în România? Dar nu ne oprește nimeni și chiar există unele cluburi de astronautică. Sunt puține. Sunt puține, sunt conduse de oameni inimoși care sunt dedicate acestui domeniu de activitate. Pe mine, la vârsta mea, mă încântă ideea că voi putea fi sigur de ce este pe Lună, ce este pe Marte. Poate că voi trăi să văd și prima colonie terană pe Marte. Depinde cât avem ață pe moșoară. Mai greu de presupus. Chiar eu mă gândesc că voi fi deja. M-am o întrebare înainte de a vă da drumul din... Da. Întrebări sunt multe aici. Ce mai? Așa. Dumneavoastră sunteți unul din cei din primii 103 cosmonauți ai lumii și sunteți lider la mai multe asociații ale cosmonauților și astrofizicienilor, deci, și astrofizicienilor. Ca să fim mai clar, sunt ales din 2011 și în toamna aceasta voi încheia mandatul de președinte al Asociației Exploratorilor Spațiului Cosmic. Este singura asociație profesională, educațională și neguvernamentală a astronauților din lume. Din aproximativ 540 de oameni cât au zburat în spațiul cosmic, începând cu Yuri Gagarin, din care probabil vreo 80 sunt deja dispăruți, 400 fac parte din asociația noastră.
Și în fiecare an organizăm congrese planetare în câte o țară. Anul acesta, în septembrie, congresul va fi găzduit de China. Anul trecut a fost găzduit de Germania, acum 2 ani de Arabia Saudită. Peste un an îl vom avea în Suedia și așa mai departe. Totul este bine planificat. Eu am fost ales președintele acestei asociații, îmi închei mandatul în toamnă, dar avem 4 filiale. Filiala americană, filiala rusă, filiala europeană, care a fost oficial înregistrată anul trecut la Strasbourg, foarte bine, conform legii franceze, și o filială asiatică. În iunie am avut prima reuniune oficială a filialei europene, care m-a ales președinte pentru încă 3 ani. Eu am fost președinte formal până la constituirea asociației, până la încheierea tuturor documentelor oficiale, semnarea documentelor bancare, ca orice asociație oficială înregistrată. De acum sunt încă 3 ani de zile ales prin voința astronauților europeni președintele ei. Deci, dumneavoastră, sunteți într-un continuu contact cu ceilalți astronauți. Da, indiscutabil, indiscutabil. Aveți chiar prietenii, simpatii, antipatii? Sigur că da, antipatii. Suntem buni, cunoscuți, avem prieteni în Est, în Vest, în Europa, ne vizităm reciproc, participăm la manifestări comune. Deci pot să spun că sunteți un cetățean al lumii. Da, și eu mă consider la fel. Deci eu consider că dumneavoastră sunteți un cetățean român, un foarte bun român, un cetățean european, pentru că luptați pentru Uniunea Europeană, și un cetățean al lumii, pentru că ați purtat mesajul lumii noastre timp de 8 zile prin cosmos. Și printr-o viziune planetară pe care mi-am dezvoltat-o ulterior după ce am văzut Pământul din cosmos, după ce am constatat unicitatea lui și nevoia de colaborare pentru a-l menține unic, păcate, și viabil. Din păcate, timpul s-a scurs. Da. Vreau să vă dăruiesc și o carte pe care am scris-o recent, Soarta Europei. Este o carte în care îmi spun speranțele mele. Mulțumesc. De a ne vedea pe toți europenii uniți, fără războaie, și cât mai mulți cetățeni ai terei care se simtă și românește, și europenește, și teran. Și acum vă spun, ca scriitor, am 151 de cărți, dintre care sunt vreo 50-60 SF-uri. Mă simt, când scriu acele cărți SF-uri, mă simt cetățean al terei, îngrijorat de soarta teranilor și a Pământului nostru drag. Vă mulțumim foarte mult. Toate cele bune, multă sănătate și mai bine tuturor. Pentru onorarea invitației noastre. Și sper să mai veniți pe la noi. Rămânem în legătură. Mulțumesc. La revedere, dragi telespectatori. La revedere.